Ești în misiunea verde Alături de Mona Nicolici La Europa FM Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt o mare căutătoare de oameni, de organizații și de companii care se implică în proiecte de sustenabilitate, de responsabilitate socială sau în proiecte de, uh, pentru protecția mediului. Și atunci când îi găsesc, neapărat îi invit la misiunea verde. Astăzi, invitata mea este uh, unul dintre oamenii care fac lucrurile să se întâmple într-o companie pe care o cunoașteți deja. Loredana Samuila este. Alături de mine, Loredana, ești e unul dintre oamenii care se implică în astfel de proiecte la Kaufland, o companie care um, e una dintre cele mai recunoscute ca fiind implicată în proiecte de comuni pentru comunitate, pentru mediu și proiecte de sustenabilitate. Și asta pentru că, în mod real și dovedibil, Ați făcut lucruri pentru clienții voștri și pentru oamenii din România. Hai să începem cu acest mare sistem de colectare și reciclare pe care voi îl aveți la nivelul celor 152 de magazine din România. Cum funcționează? Bună ziua, vă mulțumim mult pentru invitație, ne bucurăm să ne aflăm aici și, foarte important, vă felicităm pentru emisiune. Atât de dragă ne este, încât o ascultăm de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult! În primul rând aș spune că la noi în companie, la Kaufland, sustenabilitatea stă la aceeași masă cu businessul. De aici și toate ideile și toate proiectele dedicate sustenabilității și implicării în comunitate. Într-adevăr, suntem în acest moment singurul retailer care are două infrastructuri chiar de colectare la nivel național puse la dispoziția clienților, în mod gratuit, astfel încât să reducem cantitatea de plastic care se generează. Vorbim, în primul rând, de automatele de colectare selectivă pentru uh, trei tipuri de ambalaje: PET, uh, doze de aluminiu și sticlă, și a doua infrastructură, broscuța, cum îi spunem noi, care se găsește în interiorul magazinelor și aici clienții pot uh, colecta și po în vederea reciclării recipientele generate în urma recipientele din plastic generate în urma produselor de curățenie sau produselor cosmetice. Asta mi se pare extraordinar să știi că și eu am acasă o colecție întreagă de uh, borcănașe sau de uh, tot felul de recipiente în care uh, s-au aflat produse cosmetice și nu le arunc pentru că nu am știut niciodată unde să le duc. Hai să le spunem ascultătorilor noștri cum ar trebui să fie aceste recipiente. Trebuie să fie spălate și chiar și cele de plastic. Cum trebuie aduse la voi pe această platformă astfel încât să poată fi reciclate? Ceea ce este foarte important, ceea că, că le, le colecte și le strângi separate. Deci, în primul rând, trebuie să separăm petul simplu de la o sticlă, de exemplu, de apă, față de plasticul de tip LDP sau HDP, plasticul pentru produsele de curățenie sau, sau cosmetice. Pentru că vorbim, în primul rând, pe lângă compoziția diferită și de o contaminare. Și într-adevăr, recipientele trebuie să fie în primul rând goale, 100%, trebuie să fie curățate, și de asemenea să în cazul sticlelor, de exemplu, pe care trebuie să le aducă la automatele de reciclare, acele nu trebuie să fie turtite sticla peturile nu trebuie să fie tot Nu trebuie să fie. Tot. Nu, pentru că în automatele de, de colectare tip Tombra, acolo trebuie să se citească eticheta. Să se citească codul de bare, astfel încât să automatul să identifice tipul de material. Perfect. Eu știam că trebuie să scoți și eticheta, că trebuie să și împăturești. Exact, aici deci nu. e un mod diferit, da, da. Bun. Haideți să ne întoarcem un pic la a doua platformă pe care ați lansat-o acum de curând. E vorba despre o platformă de colectare a recipientelor pentru produse cosmetice și cele de igienă, da? Exact. Eu sunt foarte curioasă ce fel de recipiente de uh, cosmetică putem aduce. Adică mă interesează dincolo de sticluțele în borcănașele pe care uh -huh. în care punem, nu știu, avem cremă sau uh, cele pentru demachiant, dacă de exemplu putem aduce și uh, recipientele de fixativ. Nu, din păcate. Deci vorbim în special de plastic sau exclusiv plastic. Putem și nu și sticlă. Uh, nu, aici nu. Doar plastic. Deci, în, în broscuța, așa cum îi spunem noi, la care se găsește în interiorul magazinelor. Nu este automată. Este efectiv un, un, o infrastructură din, din metal, uh, branduită uh, ca atare, și unde uh, clienții pot aduce trei recipiente sau minim trei recipiente, dar uh, primesc un voucher în schimb Deja, de 50%. Aduc cel puțin trei recipiente puțin, primesc exact. un voucher de la Cel puțin trei recipiente și primesc un voucher în uh, schimb de 50% reducere la o categorie de produse. Uh, unde se reciclează aceste sticle de plastic? După ce le colectăm de la clienți, uh, toate recipientele, fie că vorbim de automate de, de colectare Tomra fie de Broscuță, sunt uh, colectate mai departe de către și reciclate de către două companii partenere cu care lucrăm de mult timp, Green PC Ambalaje și Fepra. Și se află aici în România. Se află aici în România și ei ne ajută mai departe să dăm viață și să se refolosească toate materialele de la plastic până la sticlă și dozele de aluminiu. În ce se aluminiu? transformă? Plasticul, spre exemplu, se transformă fie în granule, fulgi sau un fir, pentru fir din plastic, pentru textile, pentru generarea de textile. Sticla, la fel, se transformă în um, um, resursă pentru ambalaje viitoare și tot așa. Deci, practic, dăm și reutilizăm, pentru că reutilizarea este viitorul. Nu mai trebuie să aruncăm trebuie să reutilizăm pe cât posibil și atunci când nu se mai poate să reciclăm și dacă se poate să cumpărăm mai puțin totuși secretul este în primul <laughs> rând evitarea evitarea, atunci când veniți la supermarket, nu mai luați, cumpărați pungă, puneți pungile pe care le aveți deja în porbagaj sau în rucsac și nu mai cumpărați punga. De la... Este un îndemn pe care compania l-a lansat încă din 2019 clienților să nu mai vină cu punga, da. să nu mai cumpere punga, ci să vină cu ea de acasă. Da. Și dacă mai au pungi de plastic, ce se face? Ce putem face cu ele? Unde se pot recicla? Momentan avem un proiect intern în cadrul companiei dedicat angajaților, se numește Recisacul și um, am invitat colegii din 27 de magazine să aducă toate ambalajele pe care le-au acasă. Absolut tot. Bine, desigur că întotdeauna atunci când vorbim de reciclare, toate trebuie să fie curate și um, uh, cât mai uh, decontaminate cât uh, și goale recipientele. Vorbim de, de acest proiect uh, Recisacul uh, care sperăm, pe care sperăm să le extindem și la nivel uh, de clienți. Și colegii aduc de la tetrapacă peturi, caserole alimentare pungi, folii până și ustensile de bucătărie sau oale, tigăi, tacămuri și le aduc și voi le colectați și le reciclați Exact, le colectăm și cu ajutorul companiilor partenere le dăm o nouă viață Excepțional, abia așteptăm să faceți asta și pentru clienți Să venim și noi cu tot ce avem de plastic sau ce poate fi reciclat la voi Și pentru că vorbeai despre acel fir de plastic Știu că aveți o linie de haine sustenabile pe care ați lansat-o Este realizată din deșeurile pe care le-ați strâns voi până acum Sunt foarte curioasă să știu unde se fabrică aceste haine Într-adevăr, am avut în anul 2020 o colecție din, exclusiv din, de, de echipamente sportive 100% sustenabile, realizată din peturi reciclate și de, deșeuri din material plastic și chiar plase de pescuit, dar și bumbac organic certificat GOTS. Spre exemplu, în fabricarea hainelor au fost folosite între 10 pentru un tricou și 15-20 de peturi reciclate pentru colanți. Toate aceste, prima, prima colecție a fost uh, uh, produsă din deșeurile colectate în Taiwan și de regulă sunt produse în China, pentru că acolo sunt fabrici specializate. Eram foarte curioasă să ajung aici să te întreb dacă vă gândiți cumva la economie circulară și uh, poate să investiți într-o fabrică în care să, să realizăm aceste haine sustenabile și în România, pentru că ne lipsește foarte tare lucrul ăsta. Așa este, încercăm și să încurajăm prin, prin toate aceste inițiative și mai departe producătorii români să investească. Este o oportunitate foarte, foarte mare să investești în, în economie circulară și în fabrici de acest tip. Să vă dau un exemplu la nivel de grup. Fac parte mai multe companii printre care e și compania PriZero. Care în acest moment, deși a fost înființată în 2018, a ajuns la 30.000 de angajați în 430 de locații, și anul trecut a avut o, o creștere a, afacerii, a cifrei de afaceri de până la 2,1 miliarde de, de euro. Ceea ce este remarcabil și dovedește încă o dată că. Este, este o direcție în care antreprenorii ar trebui să se, să se îndrepte. Așa sper și eu să susțineți și voi, alții antreprenori, să avem în România mult mai multe investiții în economia circulară. Îți mulțumesc foarte mult, e foarte interesant și sunt multe lucruri pe care le-am mai avea de povestit despre toate proiectele pe care le faceți. Sper să ne revedem. O ultimă întrebare aș, vedea, aș avea, Loredana. Aveți așa, schimbă petul cu biletul, by the way. Continuă proiectul? Sperăm, ne dorim. Așa, foarte bună inițiativa. Aveți și a, a, continuați proiectul Acționăm pentru Ape și totuși faceți foarte multe lucruri și nu sunteți singura companie, sunt și multe alte organizații care fac uh, proiecte uh, de acest fel. Totuși România este în continuare plină de, de gunoaie. Ce crezi că ne lipsește nouă pentru a avea cu adevărat o țară curată? Așa este, uh, este E în, în, e în joc binele nostru comun al generațiilor a, a viitoare și al planetei, și asta trebuie să conștientizăm. Uh, tu, toți, absolut de la mic la mare, de aceea lucrăm uh, la campanii de informare, pregătim tot felul de oferte, recompense, cât mai atrăgătoare ca să determinăm uh, clienții să colecteze uh, separat. Uh, și Trebuie să recunoaștem că e nevoie de educare și dorința de a, de, dorință de a accesa informația. Aș mai spune eu că este nevoie ca și autoritățile să fie alături de noi, de toți cei care vrem să facem această schimbare în România. Îți mulțumesc foarte mult, sper să duceți și sunt sigură că veți duce toate proiectele mai departe. Te aștept și altă dată la misiunea verde și felicitări pentru tot ce faceți. Cu drag, mulțumim mult de tot! Interviu oferit la Misiunea Verde cu sprijinul Kaufland România. Îți faci cumpărăturile, reciclezi și primești pe loc cupoane de reducere. Reciclezi și salvezi. Pentru că implicarea face diferența.